Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ziua copilului! 1 iunie, la mulți ani, vezi? Noi putem să spunem la mulți ani tuturor copiilor, dar putem să spunem la mulți ani tuturor copilelor? Uite că nu ne-am gândit nicio Hai, nici Luca, fă un efort. Hai că m-a luat alergia. Vezi, ziceai de mine, Luca se bucura ieri că n-are nimic. Da, de ziua copiilor, am cercetat, este sărbătorită pe 1 iunie în România și în fostele țări sovietice. Practic, URSS a stabilit că trebuie să fie pe 1 iunie și au mai urmat și nu știu ce, și alte țări, așa că la noi a rămas 1 iunie, prima zi de vară. Dar din punctul ăsta de vedere suntem mai norocoși, că alții o sărbătoresc în noiembrie, pe da. 23. Păi și noi anul ăsta acum n-a picat tot în noiembrie. Da, practic este tot 23. Avem mesaje de la copii, să știi. Toată ziua astăzi avem mesajele copiilor și piesele lor favorite. Da. Le-am selectat pe toate, le-am pus în programele noastre. Trebuie doar să ascultați Europa FM astăzi toată ziua și o să-i auziți pe cei mici rând pe rând, punând piese la radio. Avem și artiști invitați, și facem și radio voting și avem și colegi invitați, o să fie o zi specială. Și uite că de ziua copilului n-am adus și noi o jucărie aici, că am fi putut să aducem o jucărie. M-am gândit, eu nu mai am nicio jucărie din copilărie, cum ar veni, asta de adulți mai sunt, dar jucărie... Nu mai am nicio jucărie, nicio jucărie. Am avut sute, lăzi întregi, cred că orice copil... Lăzi de jucării? Da. Da, dacă stai să aduni, da. Eu nu știu că am avut lăzi, dar am avut foarte multe, nici mici. Eu nu mai am lăzi mici. Lăzi mai micuțe. Nu aveam atât spațiu. Am avut și eu jucării, mie îmi plăcea să... Care era jucăria? Ca orice copil, era o popușă, m-am mai spus asta, era o popușă, da, o popușă blondă. Nu vreau să mai știu mai multe. Nu mai eram mic, îmi plăceau păpușile, ce vrei, după aia am trecut pe mașinuțe. Dar nu mai am nicio jucărie din copilărie, nicio. N-am păstrat absolut nimic și cele mai bune și frumoase jucării nu erau alea cumpărate din magazin. Că oricum nu prea se găseau în perioada respectivă, erau chinezești ca și acum. Dar îmi plăcea să mă joc din tot felul de alte lucruri pe care evident că le stricam și încurcam și pe cei mari. Mie păpușile blonde mi-au plăcut mai târziu. Nu, eu am început de mic. Nu, de mic, mic, mic. Nu prea știam despre ce e vorba, dar m-am orientat bine. Dar mai ai jucării? Nu mai am. Nu mai e nicio jucărie. Nu mai nicio jucărie. Alexandra le păstrează pe toate, deci nu avem voie să aruncăm niciuna. Una. Dar nu faceți cum e modern acum, nu dați jucării? Ba da, dar nu prea reușim, decât pe ascuns. Cred că dacă asta ar fi încercat părinții mei să-mi propună cumva să dau jucării când eram mic, cred că fugeam de acasă. Da, sunt convins. O vreme aia nu, cum să dai jucării? În armată de la 5 ani. Da, serio. Tu mai ai jucării, Luca? Eu sunt stupefiat că voi nu mai aveți jucării. Tu mai ai jucării? Da. Păi tocmai că nu se găseau, țineam mult la ele. Ce? Păi da, mă, dar cred. Suntem în 2021. Ai trecut și tu de... Ai ajuns la 40. Eu am niște jucării cu care nu s-au jucat nici copiii mei. Arhivate, sunt sigilate? Sunt practic leincuiate undeva și te mai joci din când în când cu ele? Nu sunt încuiate, sunt puse bine. Da. Dar stai mă puțin, le ții... Le păstrez. Le ștergi de praf? Nu pot să mă despart de ele. Da. Ce jucării sunt ele? Este vorba de niște mașinuțe de fier. Da. Țineți minte? Da, Matchbox? Da, da, da. Next. Nu mai știu cum se chemau, dar alea cu resort le trăgeai în spate și mergeau. Da. Am avut și de ale. Mam. Da. Nebunia. Una albă cu dungi albastre. Și una roșie. Aia albă e Ford Mustang și aia roșie e Pontiac Firebird. Alea nu s-au putut... Mai funcționează? Da. Vezi că poți să te duci la emisiuni de la, am văzut-o la televizor, că îți dau mulți bani pe ele. Cu ciudați. Alea, mai am Lego. Nu dai copii? Dar Lego i-am amestecat. Ăla, inițial, am vrut să li-l dau lor. Și după aia... Nu le-a păsat. Deci ăla Lego l-am ținut. E Lego de când aveam eu 11-12 ani, deci nu, din... Copiii tăi nu folosesc Lego? Nu se joacă cu Lego? Ba da, dar au seturi. Aha. Ce se întâmplă? Da. Noi, pentru că eram amărâți, aveam 2, 3, 4 seturi de Lego și le amestecam între ele ca să fac noi și noi lucruri. Da. Ăștia de acum, îmbuibații ăștia, ăștia nu vor, că eu le-am zis, uite tată, vă mai dau și eu niște piese îngălbenite de ale mele. Da. Lego se face acum după model. Exact, să spui imaginația la încercare, să faci noi și noi șmecherii. Nu. Doar alea care au prospect, în rest, nu interesează, la revedere. Și oricum nu le mai fac nici pe alea. Cât de mult mi-am dorit să am și eu Lego. Aveam un vecin, tăticului era sportiv de performanță la Dinamo, basketbalist, și mai umbla mișto prin lume, știi? Și aducea diverse jucării și jocuri. Și avea Lego. Și făcea o căsuță din Lego cu acoperiș. Avea acoperiș roșu,
și punea pe iarbă de plastic verde, da, și da, zidurile da. Erau albe și avea și niște ferestruici roșii care se deschideau. Doamne, ce mi-aș fi dorit și eu Lego. N-are tata, dă-mă să-ți ia Lego, îmi spunea tata săracul de el. De unde să ia Lego? N-am avut Lego toată viața mea, dar pe de altă parte, acum înțeleg că tu ești fericit că nici măcar nu calci pe piesele tale de Lego, calci numai pe piesele de Lego ale copiilor. Sunt strânse toate, inclusiv ale copiilor. Nici copii nu prea mai... Bă, la mic se mai joacă doar cu omuleții de la Lego, în rest nu-i mai interesează nimic, da. În afară de astea cu ecran. Auziți, pare deranjat de treaba asta. Dacă tot am deschis subiectul ăsta și sunteți pe recepție cu noi, nu vreți să ne spuneți dacă mai aveți jucării din copilărie? Și ce jucării mai aveți din copilărie și ce faceți cu ele? Spuneți-ne de jucăriile voastre. Dați-ne mesaje, mesaje audio, ca să le și difuzăm, 0728 3D1 3D2, pe WhatsApp. Spuneți-ne scurt, 30 de secunde, dacă mai aveți vreo jucărie din copilărie sau care era jucăria preferată, jucăria favorită din copilărie, dar scurt, așa, ca să putem să facem un moment cu amintirile voastre. Și am ținut mult timp, dar am aruncat tot că nu mai mergea. Da. O pușcă, prima mea pușcă. Aveam o pușcă cu dopuri. Voi ați avut pușca cu dopuri? Da, am avut. Aveam niște dopuri de plastic legate cu oață. Cu oață, da, am avut. Bineînțeles că am tăiat ața. Logic. Și se încărca hap-hap și trăgeai cu dopurile alea. Aha. Săracii de noi. Ăștia au acum nerfuri, toate modelele. Exact. Dacă erau nerfuri de alea când eram eu mic, eram cel mai fericit copil din lume. Noi ne jucam cu cornete. Taci-mă din gură. Fii atent, deci ăsta nu poftește doar la mâncare. E nostalgic și vorbește așa și când e vorba de jucării. El s-ar juca și acum. Dacă da, mă, ăștia nu mai sunt interesați de nimic. Mașină radioghidată și de-aia am una. Da, n-am avut, mi-am dorit. Am avut o mașinuță teleghidată. Mergea cu viteza melcului, da. Da. Pentru că erau bateriile așa și așa. Aia radioghidată am păstrat, eu zic, mamă, îi dau pe spate pe ăștia când or fi mari și le dau mașina radioghidată. De unde? Ei au acum tot ce vor ei. Nu, dar nu-i interesează. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.